De ce suntem aici? Pentru că în România, în ultimii 30 de ani, funcționează o mafie a retrocedărilor ilegale. Suntem aici pentru că tot astăzi la Slatina se judecă unul din cele 470 de termene în care țăranii din Nadăș au fost târâți timp de 12 ani pentru a-și apăra pământul, pentru că la Nadăș, în afară de cele 8.000 de hectare care au fost retrocedate ilegal, sunt retrocedate ilegal și casele țăranilor și grădinile lor și chiar și biserica și cimitirul. Vă așteptăm alături de noi, fraților, alături de nădășeni și de ceilalți care sunt victimele acestui sistem corupt, să luăm poziție și transmitem un mesaj guvernului să înceapă să-și facă treaba. Cât va dura lupta voastră? Lupta noastră va dura până când vom face dreptate în România. Deci nu o să-i lăsăm pe țărane din Nadăș până când o închide ochii, nu o să-i lăsăm. O să luptăm alături de celelalte organizații din țară, alături de românii de rând și o să mergem până când se va face dreptate atât lor, cât și celor de la Borșa, cât și celorlalți oameni și sate, comune, localități din întreaga țară care trec prin acest coșmar al ilegalității și al falsului.